Aproape 2600 de absolvenți de clasa 8-a din județul Hunedoara au participat la prima probă scrisă a evaluării naționale. La nivelul județului nostru s-au înregistrat și 135 de absenți și totodată niciun elev nu a fost eliminat din examen. În acest an, la prima probă a examenului de evaluare națională pentru absolvenții clasei 8-a, totul a mers bine. Avem un număr de 16 centre de examen desemnate în județ, la care s-au înscris 2734 de absolvenți. Din aceștia, 2599 s-au și prezentat la proba de limba și literatura română, având un număr de 135 de elevi absenți și, din fericire, niciun eliminat. Subiectele de la prima probă, cea de limba și literatura română, au fost considerate de dificultate medie, în condițiile în care și anul de învățământ a fost afectat de pandemia de coronavirus. În general, elevii au ieșit din acest examen destul de bucuroși, au spus că au putut să rezolve testul propus de Ministerul Educației. Sigur că acest grad de dificultate a luat în considerare etapa de pandemie care a fost activă în sistemul educațional în ultimii 2 ani. Subiectele au fost accesibile și pentru ca noi, cei care am trecut printr-un alt sistem de evaluare, să înțelegem că acest grad de dificultate nu este neapărat mic, trebuie să gândim faptul că aceste teste de evaluare sunt centrate pe competențele pe care le dorim a le forma la elevii din. Joi va avea loc proba scrisă la matematică, iar vineri cea la limba și literatura maternă, acolo unde este cazul, iar rezultatele finale vor fi comunicate la sfârșitul acestei luni. Joi este proba la matematică, vineri este proba la limba maternă. Primele rezultate se vor afișa în data de 23 iunie, iar rezultatele finale în data de 30 iunie. Sigur că după afișarea acestor rezultate finale urmează ierarhizarea la nivel de județ. Fiecare elev va ocupa un anumit loc în ierarhia județeană, loc care va permite mai departe accesul în învățământul liceal sau în cel profesional și dual. Începerea procedurilor de repartizare computerizată în licee sau la școli profesionale este programată pentru data de 4 iulie.